Ca să înțeleagă și cei care ne privesc, astăzi o pregătim pe doamna Ana pentru o emisiune. Cum se numește? Telemagazin. Telemagazin. Astăzi facem coafură, machiaj, Dalia. Da, sigur. Acum facem coafura, după care machiajul. Da, 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 să fie frumoasă. Dumneavoastră și așa sunteți frumoasă. Și mai frumoasă. Și mai frumoasă. Și mai frumoasă. Cum vă simțiți, doamna Ana, în fotoliu în care stau vedetele TV? Bine. Vă simțiți și dumneavoastră vedetă? De sănătate, de energie, de tot. Cum vă pare televiziunea? Mare, frumoasă, încăpătoare, luminoasă. Deci am visat să ajung aici. Dumneavoastră, până ajunge aici, mi-a zis că ați dormit doar câteva ore în noaptea trecută. Două ore. De ce? În primul rând, ați avut emoții. Nu, m-am frezat, m-am... V-ați pregătit pentru astăzi? M-am pregătit, exact, da. Și sunteți în formă? Ați reușit să dormiți puțin, nu? Am reușit să dorm și parcă nu mă simt obosită. Nu. Cu voi, cu echipa așa frumoasă, desigur. Mai avem aproximativ o oră și intrăm în studio, așa că... Lia, e dificil să lucrezi cu doamna Ana sau nu? Nu, chiar e foarte bine. E foarte bine? Da, ascultătoare? Sper, desigur. La machiaj, ce machiaj așteptați, doamna Ana? Să fiu puțin vopsită și naturală mai mult. Dar cât de des dumneavoastră mergeți la salon? La salon nu merg, eu am o vecină, Maia, și ea mă face frumoasă întotdeauna. Dar dumneavoastră sunteți frumoasă. Ei, așa... dar totuși când mai cauți de tine, când te mai aranjezi, te mai eu vopsești... Eu de asta m-am întrebat, mai... cât de des mergeți la salon? Pentru că dumneavoastră mereu arătați frumos. Nu, mă fac singură, dar când am o zi de naștere, când am o petrecere, o nuntă, o... Mă duc acolo, da. Părul vopsiți la salon sau vecina? Vecina mea. Machiajul, vi-l faceți acasă sau mergeți când aveți vreo sărbătoare în familie? Când vă sărbătoare, vecina mea, Maia, da. Dumnezeu să-i dea sănătate. Soțul dumneavoastră, Valeriu, trebuie să fie mândru că are așa soție. Exact. Și apropo, dumneavoastră sunteți un exemplu pentru alte femei. Posibil. Nu e posibil, dar e drept. Eu când văd niște femei așa ca mine și abia se mișcă, eu mă atâc. Da, și pentru femeile care sunt de statură obișnuită, dumneavoastră sunteți un exemplu pentru că nu contează statura, nu contează statutul social, contează să te simți om, să te simți femeie, nu? Da, exact, da. Gata? Gata? Trecem la machiaj. Care scaun? Asta? Așa aveți îmbrăcată, da? Nu, în rochiero verde. Rochii verde, ce culoare preferați de obicei? Da, cum spuneți? Eu sunt specialist mai bun decât mine, desigur. Mă las în mâinile dumneavoastră. Bine. Buzele le-ați făcut destul de accentuate. Tot așa culoare o să doriți? Da, da. Tot așa. Bine. Nu chiar roșu și nu chiar aprins, așa mai. Eu să intervin puțin, mă scuzați. Lia, ce machiaj crezi că o să-i prindă bine doamnei Ana? O să facem un machiaj de zi, în nuanțe bej, cafeniu. Deci nu vreau să fie ceva exagerat. Nu. Pentru că o să punem accent pe buze. Dacă observați, doamna singură s-a machiat. Și deja are o nuanță destul de aprinsă. Deci o să punem accent pe buze. Și ți-a zis și culoarea rochii, nu? Da. Cumva ții cont și de asta. Sigur, ca să fie în unison. Și coafura, și machiajul, și culoarea. Nu, e bine așa, o să reușim. Dumneavoastră o să reușiți să vă dezbrăcați. Da, așa, da, da. Pentru coafură un pic o să... Da. Nu, parul meu e ascultător. Vă simțiți ca o vedietă astăzi, doamna? Da, de ce ca? Corect, scuze-mă. Sunteți o vedietă. Doamna Ana, dar după interviurile pe care le-am realizat cu dumneavoastră, am fost la dumneavoastră acasă, așa. Când mergeți în oraș,
în transport, cum reacționează oamenii când vă văd? Foarte bine, foarte. Mă cuprind, mă pupă, mă întreabă. Chiar dumneavoastră sunteți, credeam că sunteți o cerșătoare, sunteți o nimica toată. Dar de ce cred oamenii așa, doamna? Păi așa cred, că dacă noi suntem invalizi, apoi gata, noi suntem neputincioși. Nu putem nimic, nu vrem nimic, dar nu, din contră, noi vrem, noi suntem... Dumneavoastră ați dovedit și nu odată că dizabilitatea v-a devenit o abilitate. Dumneavoastră sunteți mereu activă, dumneavoastră mereu sunteți în cercul de prieteni, dumneavoastră mereu aveți oaspeți acasă. Cum reușiți, doamna? Eu sunt oaspeți, adică la cineva. Dar cum? Mă stăruiesc să le dovedesc pe toate. Eu, mie nu-mi place singurătatea, nu-mi place pesimismul, nu-mi place... Să fiu liniștită, nu-mi place. Dar soțul dumneavoastră e la polul opus. El așa, da. Mai de casă. Da, mai de casă. Și apoi eu când al eu la vatra jocului merge cu mine peste tot. Astăzi a rămas acasă. Nu are de ales, exact. Se mai supără, se mai asta, dar merge. Ce mesaje vă transmit oamenii atunci, în transport, pe stradă, când vă văd? Să ne fiți sănătoasă, să fiți așa cum sunteți. Noi luăm exemplu de la tine. Chiar dacă câteodată mi-e rău sau nu vreau, nu astea, mă gândesc întotdeauna la doamna Ana Pascarenco. Ea e mică, se urcă peste tot, vrea, poate. La mine nu există, nu pot, nu vreau. Nu există. Păi nu pot să fiu, de exemplu, să mă urc pe... să fiu stewardesă sau astea, dar... Cred că să mă urc pe o clădire, m-aș urca. Doamna Ana, de ce dumneavoastră ați avut curajul să vă vorbiți viața, să vă povestiți viața, dar aveți multe prietene, la fel cu nanism, dar nu vor să vorbească? Le este rușine sau care e motivul? De ce o să zică lumea? Ce o să zică lumea și noi, invalizii, trebuie să stăm acolo, undeva ascunși în casă, după perdea, după cuptor, ca să nu ne vadă, că noi ce avem nevoie? Noi de nimic. Dar suntem deja în secolul 21, deci oamenii mai gândesc astfel? Totul n-a gândesc, da. Eu am avut niște sunete nu chiar frumoase și nu chiar... Din partea cui? Chiar a consătenilor. Ce v-au zis? Că ba am ignorat frații, ba de ce am spus ceea ce am spus. Adică viața dumneavoastră. Că viața, de ce am spus viața mea? Dar de ce să nu o spun? De ce să nu o spun? Lasă lumea să vadă că noi... Noi toți suntem oameni, noi tot vrem, noi tot putem, noi tot... Dar până la urmă este viața dumneavoastră și o trăiți exact, așa cum, exact. Cum doriți dumneavoastră. Exact. Mergeți la televiziune, mergeți la radio, unde doriți dumneavoastră, acolo mergeți. Deci cineva trebuie să vă judece. Așa e, așa e, așa e lumea asta, nu? Dar ce să facem? Dar când o scăpăm de gândirea asta? Nu știu când o scăpăm, când o să fie, cred că nepoții noștri... Dumneavoastră v-a numit, știu că nu vă place cuvântul invalid. Nu, invalid îmi place. Nu când place, n-aș spune, dar nu-mi place când să-mi spună că e ca spitică. Nu vă place? Nu. Sau babă mică, sau babuță mică, sau categoric nu-mi place. În ultima perioadă v-a numit cineva așa sau nu? Da, chiar și ieri am fost în oraș și ieri să râdea un copilaș și mamța încă și mai tare. Și cine-i divină? În cazul ăsta, copilul sau mama? Ce trebuia să facă mama? Cum trebuia mama să reacționeze când l-a văzut pe băiat că râde de dumneavoastră? Păi el încetişor și spune, nu-i frumos, sau persoana dată are o dizabilitate, sau că-i copilul, e copil. Dar iarăși, ce să fac? Dumneavoastră sunteți ca toți noi, care avem o statură obișnuită, doar că ne diferențiază înălțimea, atâta tot. Asta dumneavoastră așa gândiți, dar lumea nu gândește. Lumea de pe stradă nu gândește așa. Mai trăim încă după stereotipurile anilor 90. Exact. Probabil și asta este și problema. Eu, Andrean, vreau să-ți spun că în orice sat m-aș duce și chiar am fost la Șerpieni, am fost în centrul satului. Șerpieni este satul unde v-ați născut dumneavoastră? Nu. Satul unde m-am născut, e Criuleni, e satul Răculești. Mm-hmm, dar da. Am fost în Orhei, Șerpieni. Eu acolo am dansat în centrul satului la joc. În sat la mine, eu n-aș face asta. Categoric n-aș face. De ce? Am o frică, am o teamă. Am rușine? O rușine, da, am ceva.
Dar sunteți între consătenii dumneavoastră, ați copilărit, mm-mm, v-ați născut, mm-mm, acolo. Nu pot, nu-mi permite. Credeți că oamenii o să vă arate cu degetul? Nu știu dacă aș stai, că mulți consătieni foarte, mândria Răculeștiului, steluța noastră, mulți așa îmi spun, dar și mulți, dar n-aș putea. Dar când vă face steluță, dumneavoastră simțiți că așa cumva vă ia peste picior sau o fac cu toată inima? Nu, eu cred că cu toată inima, deoarece... Cu bunătate o fac. Da. Văzându-mă la televizor, văzându-mă, adică tu m-ai promovat, m-ai... Împreună am făcut lucrul ăsta. Dacă dumneavoastră nu acceptați, nu erați astăzi... Da, și îți mulțumesc. Și îți mulțumesc, deoarece existăm și noi invalizii, existăm și noi, acei care cu dizabilități, fie nanți, fie au o mână, un picior, ambele picioare, ambele mâini, noi suntem oameni. Aveți perfectă dreptate, doamna Ana, și atunci când, chiar și eu am fost criticat în ultima perioadă, atunci când realizez un interviu cu o persoană cu necesități speciale, de cele mai multe ori sunt criticat că de ce te bagi în sufletul omului? Eu nu te bagi, nu. Păi, dumneavoastră, crediți așa, vedeți că suntem pe aceeași undă. Eu întreb omul dacă este de acord, el își deschide sufletul, povestește, dacă nu... Și prin emisiunile, interviurile pe care le realizez, vreau să dovedesc că dumneavoastră și alte persoane cu nevoi speciale sunt ca și noi. Doar că societatea este problema. Noi trebuie să-i acceptăm așa cum sunt. Exact. Eu de multe ori am fost la dumneavoastră și în casă la dumneavoastră. Dumneavoastră nu vă diferențiați cu nimic. Doar statura, atât ai tot. Păi asta tu așa gândești. Și iarăși mă întorc, că asta tu așa gândești, dar nu toată lumea. Dar, cum să spun... Prin mine, făcând emisiuni cu mine, vreau să dau dovadă că noi, încă o dată accentuez, noi existăm și noi vrem. Și uitați vrem... că astăzi încă o dată ați acceptat ca să veniți în studioul la o emisiune să vorbiți despre viața dumneavoastră. De ce? De fiecare dată acceptați dumneavoastră. Vreți să veniți cu un mesaj de fiecare dată, să-i faceți mai vorbăreți, mai deschiși pe oameni? Da, anume pe lumea noastră care au dizabilități, care au careva dizabilități. Doamna, să știți că deja se conturează machiajul la dumneavoastră, un machiaj extraordinar. Dalia? Desigur. Da, mulțumesc mult. O fac cu drag. Mulțumesc. Știu că, acum am mai zis-o, nu sunteți la primul interviu într-un studio, dar emoții sunt, doamna Ana? Foarte mare. Nu de atât că mă tem, dar mă rog, sunt vie. Ce simțiți când vorbiți despre viața dumneavoastră? Ce emoție aveți? Simt și o durere și simt și o... O plăcere? Că aveți, plăcere, că aveți posibilitatea să vorbiți despre viața dumneavoastră și să fiți un exemplu și pentru alții. Exact, da, asta. Da. Nu puteam să nu arătăm și chestia asta, dar facem contur la buzi, de asta am insistat ca să revenim aici în sala de machiaj. Ce facem, Lia? Accentuăm buzele, precum am și spus, o să alegem o nuanță destul de aprinsă, pentru că doamna Ana chiar o preferă. Vă place, doamna Ana? Da. Lie, și în afara camerei mi-ai povestit un moment foarte interesant. Tu nu știai că există persoane cu nanism? Îmi pare rău să recunosc, dar da, niciodată nu mi-am dat întrebare ca cumva să cercetez asta. Am avut un caz cu Vlăduț, eram prin Vlăduț oraș. Cine este? Vlăduț este băiețelul meu, are 10 anișori și el a văzut o doamnă și zice că ea privește o doamnă scundă, micuță. Bine, el a spus-o cu entuziasm pentru că a văzut ceva deosebit și eu am zis că da, cu adevărat este o doamnă deosebită. Dar să aflu motivul de ce acești oameni sunt deosebiți, n-am știut. Recunosc, îmi pare rău, dar iată o să știu. Tu ai văzut pe stradă, dar nu știai că nanismul este o boală care se naște. Nu, niciodată, nici măcar nu mi-am dat întrebarea ca să cercetez. Nimic. Și mie m-a bucurat faptul cum a reacționat băiatul tău. Băiatul meu și-a schimbat atitudinea. Atunci când în clasă la el, chiar vreau să spun că este o idee foarte bună, este o fetiță deosebită în clasă. Și cumva toată clasa au spiritul ăsta de ajutor, că să ajute fetița cea. Și iată, după situația cu colega lui, el altfel privește oamenii care sunt diferiți.
Uite că de astăzi o să știi că există și nanism. Da. Datorită doamnei Ana am cunoscut foarte multe. Cum vă pare machiajul, doamna Ana? Dar vă place? Nu mișcați un moment ca să fac conturul frumos. Vă rog. Acum mergem împreună cu doamna Ana ca să ne arate rochia care o va îmbrăca în emisiune. Așa. Doamna Ana, poftiți. Așa. Asta este... Rochița care am pregătit-o eu așa repede la... Așa. O să mergeți puțin așa la lumină, da, ca să se vadă. De ce culoarea verde? Păi așa mi s-a părut mie că o să fiu mai deosebită astăzi. Așa. Seara am scurtat-o la mânică, mânice, și asta va fi, eu știu. Dumneavoastră ați cusut-o, doamna Ana? Da, eu îmi cumpăr haine și toate hainele mele le prefac. Are o culoare extraordinară. Serios? Noi vă lăsăm aici ca să îmbrăcați. Și revenim mai târziu. Doamna Ana, sunteți gata? Da. Să vedem, da, parcă da, cum vă stă rochia. Vai de mine. Ce frumos. Cât timp v-a luat ca să o coaseți? Nu mult. Nu mult. Intrați aici. Așa. Ieșiți, ieșiți. Faceți așa o piruietă. Doriți la oglindă să mergeți? Da, să mă uit. Să mă uit și eu. Aici. Uh-huh. Foarte frumoasă. Așa. Singur îmi cos rochile, singur... Dar materia din eu cumpărați? Nu, rochia gata, dar uh-huh, eu prefac. Nu m-am exprimat corect. Uh-huh. Dacă la mânică, dacă la poale, da. Dar mă uit așa. Dar așa singură s-o coasiți de la zero? N-ați încercat niciodată? Când eram tânăr, am încercat. Stricam, tăiam rochia și o puneam pe material și îmi cosam. Da, și pantaloni foarte mulți mi-am făcut, și pijama, și coftițe. Da, da. Acum dar acum, slava Domnului, sunt rochi și numai mi le scurtez. Cât are înălțime rochia? Cât înălțime are? Da, cât are? Da, nu știu. Dar dumneavoastră eu am măsurat-o, uh-huh, și am văzut-o când stă corpul pe ca lumea, la mânică și la poale e lungă, am scurtat-o după mărimea mea. Acum o să vă facem o mică excursie până ajungem în studioul la emisiune. Uh-huh. Haideți împreună. Da. Cum vă pare televiziunea? Frumoasă, frumoasă, n-am fost niciodată. Chiar că... Când eram o școală, îmi făceau excursii, uh-huh, dar nu la televiziune, nu, că nu se permitea, nu se... Uh-huh. Așa, mergem mai departe. Așa. Bună ziua! Bună ziua! Aici sunt băieții din regie, așa, care o să vă filmeze. Da. Ei văd tot ce se face în studio. Bună ziua, fetele! Bună ziua! Bună ziua! Doamna Ana Pascarenco, invitata noastră de astăzi, uh-huh, cum vă pare aici? Foarte frumos! Cei ce vedeți dumneavoastră la pe micile ecrane, da, tot se face aici. Posibil că foarte frumos! Poziția 24. Așa. Mulțumim, colegi, să vă deranjăm. Mulțumim, doamna Ana. Ne scuzați de deranj. La revedere! Acum doamna Ana se pregătește pentru a intra în studioul de la Telemagazin. Doamna Ana, sunt emoții. Exact. Sunt, desigur. Dar nu sunteți pentru prima dată. Nu sunt, dar tot atent. Da, văd. Succes. Mulțumesc. Și lați la primul canapele. Deci, tot după curs, să vă... Bună ziua. Bună ziua, încă o dată. Luați-vă ca aici. Dar să mă așez așa. Nu, eu singur, dar să mă așez așa cum mă așez. Okay. Așa nu-i așez. Și numai că nu mai pe mijlocul canapelii, cum da, putem să vorbim. Așa, acolo mă sprijinăm cum. Așa. Vă las pe mâini bune, doamna. Mulțumesc. Și pe mâini bune am venit. Sigur. Succes, vă doresc. Sunt o mamă, sunt o bunică, sunt o apă și vreau să fiu
Da, cum a fost? Ați avut emoții? Nu, n-am avut emoții. V-a fost bine cu Veronica? Foarte bine, foarte bine, da. Mulțumesc. Plăcută, și da. Pentru mine a fost foarte interesant și v-am spus că dați cumva așa și un exemplu pozitiv și din energia asta așa foarte bărbăreață, veselă, mulțumesc, bine mulțumesc, dispusă. Mulțumesc. Contează da. Foarte mult, Veronica, când interlocutorul exact. E încărcat cu această energie, da? Pentru da, că da, și nouă da. Prezentatorilor ne este mai ușor să... Sigur că da, da, să descoasem, să aflăm, să... Așa și trebuie, așa și trebuie, da. Când poate fi urmărit și unde interviul cu doamna Ana Pascărencu? De la 9 dimineața, la Telemagazin, pe Mega TV și apoi, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Telemagazin Moldova. Începând cu mâine, de da, mâine, da? Da, de mâine. De mâine, da?